Botezul riscă, dar iese bine totul pentru el, se descurcă extraordinar și mai departe își asumă acum responsabilitatea urcării în careul advers. Centrarea lui Martinu se șuată, mingea sare la axinte, mingea este deviată, Îngadeu este la capătul acestei centrări. Tot camerunezul se bate după această minge și e o fază controversată, o fază care provoacă protestele jucătorilor botoșeneni. Îngadeu se resimte, a fost acolo o fază suspectă, va fi foarte, foarte interesant să vedem o reluare. Este fault. Este fault. Îngadeu a recepționat o lovitură în plină figură, chiar dacă n-a avut intensitate. Există acolo un contact și este penalti. Se pare că Alexandru Tudor dă penalti. Da. Alexandru Tudor dă penalti. Acum este rândul craiovenilor să protesteze. Au fost câteva momente confuze în care lumea nu știa ce s-a întâmplat, toată lumea credea că este corner, este penalti pentru Olteni. Penalti pentru Olteni și publicul este destul de derutat, așa cum este mai toată lumea pe centralul craiovean, dar până la urmă decizia, să știți că este una corectă. Este corectă. A surprins poate lipsa de fermitate și de claritate a lui Alexandru Tudor imediat după ce s-a întâmplat acel incident în careu. O lovitură de la 11 metri pe care se pregătește să o execute Gabriel Vajvari. Suntem în minutul 32, la doar 4 minute după ce Alexandru Băluță a deschis scorul. Vajvari se apropie de minge. Vajvari și este 1-1.